Astăzi, dragobete, considerată în popor echivalentul sărbătorii Valentine's Day, se iubește în dulcele stil românesc în cel mai curat și intens mod. Este vestirea primăverii când natura începe să revină la viață și voia bună e la ea acasă. Jumătate dintre români celebrează atât dragobetele cât și Valentine's Day, care nu are nimic de a face cu tradiția și cultura românească, fiind doar un bun prilej de profit pentru comercianți. Azi e dragobetele, se sărută. Și mai micuțe, și frumoase, și drăguțe, astăzi și păsările își aleg perechile. Astăzi de dragobete, considerată în popor echivalentul sărbătorii Valentine's Day, se iubește în dulcele stil românesc în cel mai curat și mai intens mod. Este vestirea primăverii când natura începe să revină la viață și voia bună e la ea acasă. Jumătate dintre români celebrează atât dragobetele cât și Valentine's Day, care nu are nimic de a face cu tradiția și cultura românească, fiind doar un bun prilej de profit pentru comercianți. Normal că o să-l sărbătorim, ca în fiecare an, bineînțeles. Dacă am făcut Sfântul Valentine, o să facem și dragobetele. Cum sărbătoriți dragobetele? Alături de persoana iubită, bineînțeles. Sărbătoriți dragobetele? Nu. N-am sărbătorit, că am fost sărați, am fost nouă copii și nu ne-am mai ars de dragobete. Cui cu dragobete? Dar dacă suntem bătrâni, nu ne-am mai ars de dragobete. De dragobete nimeni nu făcea treabă nici în casă, nici pe afară, ziua fiind considerată de popor o mare sărbătoare venită din moși strămoși. În trecut se credea că cel care nu va respecta această zi așa cum se cuvine, nu va mai avea glas omenesc și va ciripi precum păsările. Bătrânii respectau această sărbătoare drept o zi pentru combaterea frigurilor și a altor boli.